Tradițional, în fiecare primăvară, Școala de Meserii numărul 17 din Glodeni organizează Ziua Ușilor Deschise pentru tinerii care au absolvit gimnaziile și șomerii, care sunt în căutarea unui loc de muncă și vor să îmbrățișeze o nouă profesie bine plătită pe piața muncii. Potrivit administrației, în cei peste 50 de ani de activitate, școala a reușit să instruiască peste 6200 de specialiști. Cu mai multe detalii vin colegii mei. În fiecare primăvară, Școala de Meserii organizează Ziua Ușilor Deschise pentru cei care vor să-și continue studiile și să îmbrățișeze o profesie. În acest sens, elevii fac cunoștință cu instituția, profesiile pe care pot să le îmbrățișeze, profesorii, maestri, dar și absolvenții instituției date. Acest eveniment se desfășoară cu scopul pentru a aduce informații atât despre școală cât și despre profesiile care sunt studiate și pentru a îndruma elevii gimnaziilor pentru a căpăta o profesie, pentru a studia o profesie în domeniul respectiv. În școală sunt studiate următoarele profesii ca tencuitor, placător, lăcătuș la reparație auto, în domeniul agriculturii tractorist și tractorist-mașinist, cât și avem profesii prin intermediul oficiul forțelor de muncă, ca bucătar, barmen și croitor, cusător croitor. Potrivit administrației, școala este dotată cu cabinete moderne de instruire teoretică bine amenajate, cu ateliere de instruire practică, cămin, cantina. Tinerii care absolvesc în acest an fac în prezent practica tot în cadrul instituției. Este o școală bună. Sunt profesii care sunt importante în viața umană. Aș vrea să mai adaug că la profesie, eu sunt elev la profesie tencuitor, care pe viață este mult întrebată și aș vrea să le propun elevilor ca să vii la această profesie. Pentru că îmi place să montez, demontez motoarele, tehnica îmi place tot. Și pentru asta am ales această profesie. Aici am învățat prietenii mei și mi-au spus că e foarte bine, condițiile sunt bune, la cămin, la atât în școală cât și în cămin. Eu am ales această școală să învăț fiindcă este aproape. Profesorii sunt buni, predau bine, pe înțelesul elevilor. Direcția școlii se mândrește cu absolvenții lor și susțin că sunt respectați și își câștigă o existență îndestulată în Moldova și peste hotarele ei. Unii au devenit ingineri, oameni de afaceri, iar majoritatea lor activează pe șantierele de construcții și prestează servicii în agricultură.